Fanii, dar mai ales apropiații concurenților rămași în competiția care se filmează în Republica Dominicană, așteaptă cu nerăbdare vești. Accidentat de săptămâni la piciorul stâng, Jador pare să fie tot mai aproape de eliminare. Remus Ionuț Dumitrache, așa cum se numește în buletin, cântărețul a adus puncte pentru echipa sa în ultima perioadă. Însă pentru unii dintre participanți nu contează acest lucru, pentru că el a luptat împotriva unor războinici catalogați ca fiind slabi. În plus, Jador presimte că îi se pregătește ceva rău. Inevitabil, el se teme că va fi propus pentru eliminarea din jocul în care este un premiu de 250.000 de lei. De când s-a accidentat grav la genunchiul stâng pe traseu, când îl înfrunta pe Marius Crăciun de la Războinici, cântărețul este văzut drept un concurent slab. Eu am bătut oameni pe care ei, faimoșii, nu i-au bătut ieri și totuși eu sunt ăla slab, a mărturisit Jador în cadrul unei ediții a show-ului. Jador aduce energii negative în rândul faimoșilor, iar aceștia nu își mai ascund resentimentele pe care le au față de el.